steaua strălucește. Iubiți credincioși, în Noul Testament, Sfântul a Matei, în capitolul 2, versetul 9, spune așa, steaua mergea înaintea lor. Dar oare ce s-a întâmplat cu steaua în răstimpul cât magii au rămas în cetatea lui Rod? Nu cumva ea a încetat să mai strălucească pe cer și s-a stins în clipa când i-a dus la curțile mare lui rege? Nu, steaua a rămas la locul ei, dar magii au pierdut-o din vedere a fost acoperită de slava omenească, de clădirile înalte ale cetății. Întunecați de umbra lumii, magii au încetat să mai vadă minunatul semn ceresc care îi călăuzise, însă, când au lăsat iarăși în urmă toate cele lumești, steaua li s-a arătat din nou. Îi așteptase pe bolta cerească și când privirile lor s-au întors de la lumea păcătoasă, lumina ei lină i-a luminat iar de sus. Așa se întâmplă uneori și cu tine, suflete al meu, răsună strigătele tale deznădăjduite că steaua Betleemului a pierit, când de fapt tu însuți ți-ai întors privirile de la ea. Steaua a rămas la locul ei, dar tu ai pierdut din vedere cerul. Niciodată mama nu uită pe copilul, copilul ei, ci copilul o uită pe mama lui. Cu alte cuvinte, nu Dumnezeu ne uită pe noi, și noi îl uităm pe Dumnezeu când păcătuim. Toate zădărniciile... Toate deșertăciunile Duhul acestei lumi ți-au încețosat văzul și au întunecat slava zilelor dinainte. Iată cât de minunat poate să fie unul din cele mai vechi imne creștini ortodoxe. Lumină lină a Sfinte Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, vânzând lumina cea de sară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, cel ce dai viață pentru aceasta lumea, te mărește. Ridică-te așadar cu sufletul și steaua va străluci din nou pentru tine în toată splendoarea sa. Minunata lumină de la răsărit o să-ți fie înapoiată și vei cunoaște iar slava ce ți s-a arătat în zilele tinereților tale, și spune adesea, păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, Doamne steaua ta te așteaptă ca să te ducă la eslea Dumnezeiescului prunc și atunci când vei ajunge la smerenia arătată în Betleem, te vei preface însuți în prunc și vei avea inimă de prunc și înțelepciune de om copt la minte. Iubiți credincioși, lăudați pe Domnul că este bun că în veac este mila Lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O Doamne mântuiește, o Doamne sporește, Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat o am pe voi din casa Domnului, Psalm 117. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.